Capitolul al treilea a celui mai bun festival din Europa, Untold, aduce pe scena principală de pe Cluj Arena cei mai buni DJ ai lumii și cele mai bune voci live ale momentului. În prima zi a festivalului vor încânta publicul Aswell and Ingrosso, Hardwell, Mo, urmați vineri de Dimitri Vegas and Like Mike, Ellie Goulding și Don Diablo. Sâmbătă, Armin van Buuren, Hertz și Marshmallow vor oferi o experiență de neuitat festivalierilor. Ultima zi a festivalului aduce pe scena principală pe Afrojack, Martin Garrix, Steve Aoki și Alan Walker. Organizatorii au ales cele mai bune echipe de producție pentru a oferi o experiență cât mai plăcută participanților și artiștilor. Unul dintre production managerii ai Untold este, de exemplu, production managerul lui Martin Garrix, unul este în echipa lui Afrojack, unul în echipa lui Armin, deci cumva lucrăm cu cei mai buni din lume pe zona de producție. Anul acesta peste 10 milioane de euro vor fi investiți în festival. Bugetul pentru artiști a crescut cu 50%. Vom avea mai mulți artiști, mai multe scene, producție mai mare, sunet mai mult, spectacol mai mare, decoruri mai multe în festival. Deci ne așteptăm să fie cea mai bună experiență pe care am oferit-o până acum participanților la Untold. Vor fi două noi scene în Parcul Central, dar dispare cea cu acces gratuit din Piața Unirii. Organizatorii spun că au renunțat la ea din motive de securitate. Împreună cu autoritățile am decis că este destul de greu să-și împartă atenția în două zone și atunci preferăm să ne focusăm pe zona principală de festival și să reușim să acoperim toate condițiile de siguranță necesare acestui eveniment. Organizatorii așteaptă peste 320.000 de persoane la ediția din acest an. Festivalul Untold se va desfășura în perioada 3-6 august 2017.